Bună, mă numesc Justina și întâmplarea mea este una cât se poate de jenantă. Ca orice tânără fată, obișnuiesc să mă duc destul de des la saloanele de înfrumusețare. Ei bine, tipa care smulgea tot părul de pe mine ca să nu arăt ca o maimuță atunci când mă văd cu iubitul meu, a rezultat a fi soacra mea. Mă rog, viitoarea mea soacră. Iar eu bineînțeles că nu știam asta și am devenit destul de apropiate și am spus tot felul de lucruri. Vă dați seama ce a ieșit. Nu vă dau mai multe detalii, fiindcă vreau să rămâneți cu mine până la final. Cum am zis, obișnuiam să merg destul de des la salon, pentru tot felul de proceduri, de la unghii până la masaje și tot felul de alte chestii. Mama mea, fiind o femeie extrem de cochetă, m-a obișnuit încă de mică să frecventez astfel de locuri, așa că pentru mine nu era nimic rușinos și eram foarte prietenoasă cu oamenii de acolo. Și vă dați seama, ca să treacă timpul mai repede, dezbăteam tot felul de subiecte. La un moment dat, tipa care se ocupa de părul de pe corpul meu a plecat în străinătate și în locul ei a venit o doamnă mai în vârstă, foarte drăguță de altfel, și m-am împrietenit destul de repede cu ea. Tot procesul dura destul de mult și evident că trebuie să bârfești în alea 2-3 ore cât stai pe masa aia, pentru că altfel nu se poate. Știți și voi cum e pe la români. Și de la prima ședință ne-am împrietenit și am început să vorbim tot felul de lucruri. Ea mi-a spus câteva lucruri despre ea, iar eu i-am povestit despre mine. Și uite așa am început să ne cunoaștem și să intrăm în conversații mai profunde. În perioada aceea ieșeam cu Cristi și vorbeam foarte des prin mesaje. Faza e că dacă nu-i răspundeam de multe ori, se supăra și credea că fac altceva. Așa că în timp ce doamna Getuța, ca așa o chema, îmi smulgea părul de pe picioare, eu vorbeam cu Cristi prin mesaje. Și cumva, din vorbă în vorbă, am început să povestim despre el. Ea mi-a povestit că a avut o experiență proastă cu soțul ei și că a fost foarte dezamăgită de bărbați. Iar eu îi povesteam că încă sunt la început într-o relație cu acest băiat. Nu știu cum s-a ajuns, de i-am zis că băiatul acesta, Cristi, e destul de gelos. Și îmi zicea ea să nu mai stau cu astfel de bărbați, că nu sunt buni și dacă tot stau cu ei, cel mai bine ar fi să-i storc de bani, că asta merită. Eu nu eram de acord cu ea, evident, dar o mai ziceam că de multe ori Cristi mă mai călca pe nervi și cum nu aveam la cine să mă descarc, îi mai spuneam câteva chestii și ei despre asta. Și așa am ajuns să-l bârfim în fel și chip pe Cristi. Într-o zi m-a invitat la masă să-i cunosc mama. Eu eram foarte fericită, fiindcă îmi dădea semne că vrea o relație serioasă cu mine și mă bucuram din suflet că aveam să-i cunosc mama iubitului meu. Aveam emoții, dar eram convinsă că mă voi înțelege bine cu ea. Cristi mi-a mai zis una alta și chiar părea să fie pe stilul meu, însă când am ajuns la întâlnire, am avut cea mai mare surpriză din viața mea. Doamna Getuța, de la salon, era mama lui Cristi, adică femeia care m-a văzut pe mine dezbrăcată de zeci de ori, femeia care mi-a auzit cele mai crunte secrete și femeia cu care bârfeam cel mai mult, era chiar mama lui. Amândouă am rămas cu gura căscată, dar niciuna dintre noi nu a scos vreun sunet. Îmi era frică să nu zică ea ceva. Și probabil și ei era frică să nu zic eu. Așa că am stat noi ca mutele la masă. Știam că lucrurile nu pot să rămână așa și am decis să merg personal la salon și să vorbesc cu ea. Tanti Getuța, îmi pare rău că vă deranjez, dar trebuie să vorbim. Credeți-mă că niciodată nu m-aș fi așteptat ca așa ceva să se întâmple. Cred că cel mai bine ar fi să nu-i spunem nimic lui Cristi și să rămână între noi. Și dumneavoastră m-ați învățat la prostii și eu am spus lucruri care nu trebuiau spuse și cel mai bine e să rămână între noi. Măcar haideți să vedem partea bună. Categoric ne vom înțelege bine dacă până acum am făcut-o. Rămâne așa? Ce spui, mă, fato? Îmi pare rău că zic asta, dar eu nu o să accept ca tu să fii lângă Cristi. E fiul meu și vreau lângă el o femeie de calitate. Nu mă înțelege greșit, îmi ești dragă. Chiar vreau să ne vedem în continuare aici la salon. Dar fiul meu are nevoie de o femeie de casă și tu nu ești așa. Categoric te cunosc mai bine decât el și știm amândouă ce am vorbit. Plus că tu ai zis cu gura ta că nu vezi o relație serioasă cu Cristi. Așa că ce mai stai? Ce mai tot tragi atâta de el? Lasă-l în pace să-și găsească fata perfectă pentru el. Eu nu o să-i mai zic nimic, dar nici nu vreau să te mai ții după el. Și te rog eu
când te desparți de el, să o faci cu blândețe, că nu vreau să sufere. Nu-mi vine să cred că îmi spuneți asta. Cum adică nu sunt o fată potrivită pentru el? Eu m-am îndrăgostit de el și nu am de gând să-l las. Dacă am vorbit în vreun fel anume, a fost greșeala mea pentru că am vorbit la nervi. Și dumneavoastră ați făcut tot posibilul să scoateți ce mai rău din mine. Să nu mai zic de faptul că dumneavoastră mă învățați să fac tot felul de prostii. Mi-ați zis să profit de el și alte chestii. Acum că știți că e fiul dumneavoastră, nu mai îmi dați aceleași lecții, nu? Eu sper să vă reveniți, pentru că ar fi urât să vă comportați așa. Dacă eu nu-l merit pe Cristi, nici dumneavoastră nu meritați să-i fiți mamă, dacă e să o luăm așa. Ei, uite că ai prins glas! Îți zic sincer că tu nu o să ai viață lângă mine. Sunt soacră destul de rea. Eu am o părere cumplită despre bărbați și știi foarte bine. Dar băiatul meu e un înger și trebuie să aibă lângă el o femeie ca tare. Nu o să permit niciodată ca o puicuță ca tine să stea lângă el. Deja știu toate secretele. Te-am văzut în toată splendoarea. Păi ție ți se pare normal să te bagi în familia mea? Ești clientă și clientă vei rămâne până la final. Cel mai bine e să ne punem amândouă de acord. Niciuna nu-i spune nimic lui Cristi și tu dispari din viața noastră și gata. Toată lumea câștigă. M-am simțit oribil după conversația cu ea. Femeia aceea drăguță pe care eu o știam s-a transformat într-o soacră acră. Oricum, pentru mine a fost învățătură de minte. Mi-am dat seama că nu trebuie să mai vorbesc nimic cu nimeni, mai ales chestii atât de intime, pentru că nu se știe niciodată de cine te îndrăgostești și cu cine are legătura acea persoană. Eu nu m-am dat bătută. Am continuat să ies cu Cristi, să fiu iubita lui, în speranța că doamna Geta până la urmă o să înceteze și o să mă accepte în viața ei și a fiului ei, văzând că sunt o persoană bună și nu am niciun interes ascuns. Dar nu a fost deloc așa. A vorbit cu Cristi și i-a spus tot despre mine. I-a spus că mergeam des la ea la salon, i-a spus că îl bârfeam, că aveam intenții rele cu el, că voiam să profit după el și că am avut o grămadă de relații în spate. Chiar s-a apucat să-i zică și tot felul de chestii intime inventate de ea, cum ar fi faptul că merg la salon nespălată și că trag vânturi în timp ce ea îmi face procedura și că sunt o nesimțită, tot felul de chestii aiurea ca să încerce să mă desparte de el. Eu am încercat să explic lui Cristi că au fost anumite lucruri spuse la nervi și că oricum mama lui exagerează extrem de mult, ba chiar spune și anumite minciuni. Am încercat să-i spun că eu îi spuneam ei că vreau o relație serioasă cu el și ea m-a învățat să profit fiindcă a fost dezamăgită de alți bărbați, dar degeaba îi spuneam eu toate lucrurile astea, pentru că evident nu avea să mă creadă pe mine, ci pe mama lui. Bineînțeles că mi-a dat papucii cât de repede a putut și eu am rămas cu buza umflată. Și nu doar atât, tanti Geta a început să mă bârfească la toți oamenii pe care îi cunoșteam, inclusiv toate fetele de la salon. Și credeți-mă că nu a fost deloc plăcut. Mama mi-a propus să o dau în judecată, mai ales că zicea niște lucruri intime care nu aveau de ce să iasă din acel salon. Dar nu am vrut să mă complic, chiar voiam să închei capitolul acela. Ce pot să spun? Să vă fie învățătură de minte și să aveți grijă să nu spuneți ce simțiți nimănui, că nu se știe niciodată cum acele lucruri se întorc împotriva voastră.